distinși colegi, doamnelor și domnilor, ne aflăm la finele acestei seri sau acestei zile, în orice caz, care a adus în fața dumneavoastră personalități foarte importante, iar trebuie să recunosc din start, eu mă simt mișcat și ogolit de faptul că stau alături de președintele României care a condamnat comunismul și care a pus umărul anul trecut în Parlamentul European, la această rezoluție de condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov, despre care am să vorbesc doar câteva minute. Acest document este un document foarte important, poate și pentru proiectul Fulionist, dar cu siguranță pentru cultura memoriei pe care noi dorim să o răspândim în țara noastră și pretutindeni unde se vorbește românește. Cultura memoriei care este lovită astăzi la răsărit în Rusia de negaționism și în Occident de relativism. După cum știți, și documentul ne spune foarte clar, regimul Putin neagă existența acestui pact, în orice caz neagă consecințele acestui pact, iar documentul european spune, guvernul Rusiei explicit, nu numai că nu condamnă semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, ci îl reinstaurează, rescrie istoria și îi exonerează pe autorii infracțiunilor asociate. Acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri, apropo de cele spuse de colegii noștri, de Sabin Orcan și de Florian Bichir, războiul informațional. Dar dincolo de informare, e nevoie de formare, adică de educație. Și mă întorc la faptul că în 2006, președintele Traian Băsescu a condamnat comunismul ca fiind un regim ilegitim și criminal. Au fost câteva recomandări acolo, inclusiv o recomandare explicită de a avea în țara noastră un muzeu al dictaturii comuniste, care, din punctul meu de vedere, trebuie să includă neapărat suferințele fraților noștri din Basarabia, din Bucovina de Nord, din Maramureșul istoric și din alte zone. În asemenea, muzeul al dictaturii comuniste ar trebui să fie o prioritate pentru un guvern de dreapta, dacă vrem să ne respectăm. Există un asemenea muzeu, bineînțeles, la Budapesta, Terrorhouse-ul, există un muzeu la Vilnius, există un asemenea muzeu Stasi Muzeu în Berlin, există un asemenea muzeu și în țările baltice. Din păcate, la noi încă nu a fost înființat și această aplecare către trecut are o valoare pedagogică care nu trebuie să ne scape. Nu spun întâmplător acest fapt. Pentru că am menționat relativismul ca fiind pericolul din Occident, știind prea bine că la Trier, în Germania, locul unde adesea Constantin cel Mare, împăratul Europei creștine, se odihnea, și unde a făcut și o bazilică, de altfel, fostul șef al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a inaugurat sau a celebrat ridicarea unui statut plătite de Partidul Comunist Chinez, de dimensiuni impresionante, vorbind despre contribuția marxismului la cultura europeană. Doamnelor și domnilor, stalinismul este rezultat din această ideologie marxistă. Dacă vreți, stalinismul este o interpretare sângeroasă, totalitatea marxismului, dar există o legătură între filozoful german și, sigur, studentul apostat de la seminarul teologic din Georgia, Iosif Vissarionovici Stalin. Mă întreb domnule președinte, doamnelor și domnilor, câți dintre tineri cunosc ceea ce înseamnă onoară masacrul de la Katyn? 24.000 de ofițeri polonezi uciși cu un glonț de în cap. Câți dintre tinerii europeni știu astăzi ce a însemnat Marea Teroare în anii 36, 37, 38, inclusiv teroarea prin care atâția intelectuali sau oameni de artă au trecut? Câți dintre studenți citesc astăzi despre Holodomor, foametea din Ucraina care a condamnat 7 milioane de ucrainieni la moarte? Câți dintre tinerii români citesc memoriile lui Nicolae Steinhardt din închisoare, ca să dau un singur exemplu. Cred că acest departament nou înființat, care mi-a dus cu mare bucurie, trebuie să includă această dimensiune pedagogică. Cred că trebuie să ne asumăm acest efort de a explica chiar și occidentalilor ce a însemnat cu adevărat comunismul și, din fericire, avem aici și aici aliați în prietenii noștri polonezi, baltici, poate chiar și maghiari, care pot să explice, repet, cât de dezastroasă a fost, până la urmă, această încercare de a aduce utopia societății perfecte pe pământ.
Așa că o nouă generație de politicieni, o nouă generație de profesori sunt chemați să asiste tinerii prin programe, de ce nu, educaționale, prin traduceri, prin conferințe, să asiste tinerii în acest proces de înțelegere a trecutului, care ne bântuie. Istoria se poate repeta oricând, există o fragilitate a democrațiilor liberale și cred că este foarte important să știm că disprețul adresa demnității pe care comunismul l-a exprimat timp de 70 de ani, Andrei Preșu avea o formulă, preț de 70 de ani, diavolul a vorbit rusește, această formă de teroare, această expresie imperialismului sovietic, această, repet, interpretare sângeroasă a marxismului, trebuie să o spunem explicit, a nenorocit vieți, a distrus suflete și a izgonit din țara noastră oameni de o altă conștiință. Practic, stalinismul a integrat Republica Moldova sau Moldova în faimosul Gula și suferința prin care au trecut acești compatrioți de noștri, bunicii noștri, strămoșii noștri, trebuie asumată ca o imensă lecție pentru viitoarele generații. Vă mulțumesc! Aproape 6.000 de cetățeni noastre, în țara România, au fost mitraliați spre mei copii pentru că este fuzile de păcăliți că pot și veni în România. Avem un catin românesc, avem Fântâna Albă, care a fost pus să vă aici de prietenul de domnul președinte Eugen Toma și de domnul președinte Băsescu. Mă doare de ce auzi bolonii, dar scuzați-mă, mă doare mai mult de ce am putin români. Avem un catin românesc. 6.000 de morți care au executat pruncii. Au frat cu mitralele ca vedem în tot ce era românesc, după ce e pocăriți să le răzbire spre ei, acasă, să plece de acasă, să se întoarcă tot acasă. Scuzați-i, da, mulțumesc. Eu vă încurajez să vizitați Fântâna Albă, este cu tremurătorul și locul și amintirea în sine. S-a mai spus această maximă, s-a mai evocat maxima respectivă, fiind coronat opus. Mai fac și eu odată, într-adevăr, fiind coronat opus, doamnelor și domnilor, cel mai bun președinte al României, cel mai bun politician al României, poate ce vrei să extrem de important.
rezoluția Parlamentului European cu privire la pactul Ribbentrop Molotov și pe care eu am considerat că trebuie tratată ca o continuare a declarației Parlamentului României că este gata pentru unirea cu Republica Moldova. Din acest motiv, mi s-a părut extrem de important ca noi, eu și Eugen, să susținem amendamentul prin care în rezoluția votată de Parlamentul European se recunoaște pierderea teritorială și nereîntregirea țării. A fost, după părerea mea, un moment important, iar faptul că Parlamentul European n-a refuzat să recunoască acest lucru ne arată că politic calea unei bătălii de reunificare ține de noi, dacă o vom aborda sau nu. Și nu de alții, că nu o să vină alții să ne facă întregirea țării. Este semnificativ că discutăm despre reunificare chiar pe ziua Unirii. Îi se spune Unirea Mică, eu cred că a fost o unire extrem de importantă pentru ce a urmat în 1918. Fără Unirea Mică, probabil n-ar fost posibilă Marea Unire. Dar astea sunt lucruri pe care istoricii le pot spune mai bine. Eu v-aș spune câteva lucruri despre cum evoluia lucrurile, cum pot evolua. Sigur, entuziasmul poate fi mare la unii dintre noi. Chiar dacă suntem aparent puțini, sentimentul reîntregirii naționale cred că va trebui deșteptat în orice român și din stânga și din dreapta culturii. Am să vă spun lucruri care, dacă le-am mai spus, le-am spus în context foarte mic, foarte restrâns. Spre exemplu, prima dată am avut îndrăzneala să-i spun lui Voronin despre unire. Voronin n-a fost un prorus. Voronin a fost un statalist moldovean. Iar mărturie este faptul că Voronin a deschis drumul Republicii Moldova pentru ca astăzi să fie un stat asociat Uniunii Europene. El a făcut primele demersuri pentru ca Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană și nu de Moscova. Doamne ferește, nu-i fac o statuie lui Voronin, dar sunt lucruri care trebuie să se pentru că au importanța lor în instituția române. Voronin a fost cel care a plăcut Coza, lăsându-l pe Putin la scara avionului și refuzând în ultima clipă semnarea planului Coza de federalizarea Republicii Moldova. A reușit să o țină întreagă pentru noi. Dar Voronin, atunci când era în momentele lui de filozofia adâncă, susținea că Moldova a ei până la Carpați. Iar eu sper că România de noi până la Nistru. Și acesta a fost momentul în relațiile personale dintre mine și Voronin Sava, pentru că el era un statalist, voia Moldova independentă, neutră și protejată. Adică o eroare constituțională formidabilă să-ți impui prin Constituție că rămâi stat neutru cât ești acolo unde te-a lăsat Dumnezeu. În această regiune în care nimeni nu poate fi neutru. Spre deosebire de Romin, care nu-l putem trece,
ține rămânerea despărțită a celor două state românești, n-are nimic comun cu patriotismul. Este a fost un om care a dus să aibă o țară pentru el. Pentru el și clica lui. Ceea ce s-a moștenit și după coroane, diverse grupări au dus să aibă țara asta pentru ei, nu pentru poporul ei. A venit acum un Dodon, care este o slugă moscovită și care a dus țara la condiția de observator în Uniunea Vamală, creația absolut anormală a lui Putin, prin care încearcă să țină fostele țări sovietice, fostele republici unionale să le țină încă legate de Moscova. Deci, avem un climat politic extrem de nefavorabil în Republica Moldova. Cu toate acestea, unirea trebuie să rămână un lucru fundamental. Reîntregirea țării. Pentru că dacă privim la realitățile noi, la realitățile de după cel de-al doilea război mondial, trebuie să recunoaștem că singura țară care nu a lichidat efectiv efectele pactului liber suntem noi. S-au extras din fosta Uniune Sovietică, sunt astăzi state membre NATO și membre care este stat membru al Uniunii Europene în două părți. Slavă Domnului că nu două părți, dar suntem așa cum ne-a vrut Stalin și Hitler. Poporul român nu-și va redobândi demnitatea până când nu va rezolva această nedreptate istorie. Adică atâta timp cât stăm pasivi și ne uităm că trăim după regula lui Stalin și a lui Hitler, scuzați-vă, dar avem o problemă de conștiință și de responsabilitate națională. Eu nu vreau să dau lecții nimănui, dar nici nu pot să nu spun ce gândesc din acest punct de vedere. Românii trebuie să se trezească. Republica Moldova nu este o afacere, este o nevoie de restabilire a demnității unui popor. Dincolo care aveam un dascăr la Institutul de Marină, Oarbe, era un box. Și când intram la cursul la el, era harta României mare, într-o instituție militară. Și ne spunea, voi veți purta tricolorul la Qatar, și trebuie să știți ce reprezintă ăla, nu ce vă spune propaganda de doi bani. Ăla reprezintă o Românie până la Nistru. Este un tip de educație pe care nu avem curaj să-l facem copiilor noștri, astăzi e democrație. Ori ne hotărâm să fim românii pe care i-a creat istoria, un popor a rezistat între trei imperii. Imperiul Rus l-a răsărit, Imperiul Austro-Ungar l-a apus și la sud Imperiul Otoman. Am trăit între trei imperii și uităm să ne reîntregim țara. Deci este un popor care cred că puține poporul ăsta are
Bun. Iar, până la urmă, îi interesează, nu îi interesează pe român, cert este că ratul teritorial a fost recunoscut printr-o rezoluție a Parlamentului European despre România, spunându-se clar, este o țară care nu și-are dobândit teritoriile după cel de-al doilea război mondial. Parcă nu s-o face. Nu oricum. Nu oricum. Pentru că prima condiție este să se facă democratic. Avem un final de la Helsinki, din 1965, care ne spune cum se modifică frontierele în Europa. În Europa modernă, în Europa pacificată. Se modifică prin decizii politice și prin negocieri. Asta spune articolul 1 din actul final de la Helsinki, fiind interzisă modificarea frontierelor prin forță. Doar Putin n-a citit actul final de la Helsinki. Trebuie să îl dea cineva. Da? Însă, noi avem acest drum. Drum care a fost urmat de Germania, care s-a reunificat în baza actului final de la Helsinki. Drum care a fost urmat de Cehoslovacia, care s-a împărțit între Cehia și Slovacia prin negocieri în baza actului final de la Helsinki, articolul 1. Asta avem și noi de făcut. Dar nu e posibil să se întâmple atâta timp cât nu există cifra magică a democrației, 50% plus 1. Dintre cetățenii Republicii Moldova trebuie să voteze la un referendum sau acest 51% plus 1 să fie reprezentați în Parlament printr-un vot majoritar pentru stabilirea reunificării țării. Exact cum s-a făcut România Mare, ea se poate reface prin vot și democratic. Apropo de Zelenski, cred că a uitat că a fost un vot și al bucovinenilor. Votul de la Cernăuți, în care Consiliul de la Cernăuți a votat unirea cu România la 1918. Poate fiind actor știe mai bine replici din viața netrăită decât cele din viața trăită chiar de românii din Bucovina. Aș spune că această rezoluție ne invită să ne restabilim demnitatea. Iar eu cred că nu există obiectiv mai mare acum pentru România decât reunificarea. Unii spun, ne costă bani. Da, ne costă bani. Dar cu cât întârziem, cu atât va fi mai scumpă reunificarea. Alții mă spun, ce ne aduce nouă reunificarea cu Republica Moldova. Dincolo de reîntregirea țării, care este un obiectiv fundamental și de revitalizare a națiunii, reunificarea ne aduce foarte multe din punct de vedere economic. Imaginați-vă potențialul agricol al României pus lângă potențialul agricol al Republicii Moldova. România ar deveni o adevărată putere agricolă. Dacă și-ar dezvolta pe măsură și industria de procesare, ar fi o mare putere care va garanta hrana. Iar hrana nu este nici pe toate drumurile, nici a tuturor. Noi ne bucurăm cu ce avem în Europa. Mergeți în Africa. Mergeți în America Latină, în unele țări. Și vedeți ce înseamnă, sau în Asia. Și vedeți ce înseamnă lipsa de hrană. Avem.
posibilitatea ca împreună cu actualul potențial al Republicii Moldova să devenim unul din mari furnizori de alimente de hrană. Deci nu este o nimica poate și o cheltuială reunificarea țării. Este și o creștere de în plus. Crește populația României cu încă 3,5-4 milioane. Asta înseamnă creșterea puterii de vot pentru Uniunea Europeană, pentru că numărul de voturi se alocă în funcție de populație. Avem a șaptea putere de vot, vom rămâne a șasta după ce este Regatul Unit, dar sunt multe avantaje ale reunificării dincolo de reparație istorică. Deci rămân un susținător fără rezerve al reunificării ca o chestiune, ca o datorie patriotică. Nu o să mă convingă nimeni că după intrarea în Uniunea Europeană și în NATO, al treilea obiectiv mare de țară ar fi reunificarea țării. Nu există un alt obiectiv care să se compare cu acesta și facem prea puțin pentru ca acest lucru să se întâmple. Iar cele ce le facem, le mai facem și prost. Am scos legea asta a cetățeniei și acum aflăm că e folosită de ruși. Bun, nu zice nimeni că îmi pare rău că rușii se fac cetățeni români. Foarte bine, dar să fie bun cetățeni români, asta e esențial. Aici e marea problemă, dacă sunt și bun cetățeni. Și aș mai spune un lucru care știu că de regulă nu place, dar legat de o unire, care după mine se va produce. Dacă generația mea n-a fost în stare, sau generația de imediat de după mine, va veni o altă generație care până la urmă va face unirea. O va face pentru că este un lucru care e natural să se întâmple. Dar dincolo de acest lucru, a face unirea este o obligație pe care cel care o va duce la capăt, cel în timpul căruia se va întâmpla, va rămâne cel mai mare om politic de după oamenii politici care au făcut Marea Unire. Este o obligație a politicienilor români să promoveze unirea în Republica Moldova. Dragii mei, prea puțin merg în Republica Moldova să susțin acest obiectiv. Ca să nu vorbim, dacă te uiți la partidele care se pretind unioniste în Republica Moldova, veți vedea un dezastru demagogic. Cum încerci să-i pui la masă? Nu vreau cu ăla pentru că a fost cu celălalt. Nu vreau cu ăla pentru că e hoț, el cinstit. Nu vreau cu ăla pentru că s-a salutat cu plahotul, nu știu când. Și uite așa, nu reușești să pui sub vreo 7-8 partide unioniste în Republica Moldova și nu reușești să-i pui la masă. Eu mi-a ajuns până aici, în încercările astea, și uneori am avut impresia că mă iau așa, de om care poate fi păcălit. Nu spun. Mai rău. Este esențial. Sigur, e greu să găsești oameni politici perfecți în timpul tranziției. Mai bun, mai puțin bun, cu mai multe, cu mai puține păcate. Unioniștii ar trebui să facă un singur partid. Ar putea obține un 30% cu ușurință. Lăsând la o parte animozitățile
supărările trecutului sau reproșurile legate de alianță. Numai puțin adevărat este că și Biserica Ortodoxă Română, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, ar putea face mai mult, după părerea mea, să vă iertați, părinte, că spun. Poate face mai mult și Biserica Ortodoxă Română și, de ce nu, trebuie și sprijinită pe măsura pretențiilor pe care le avem de la Biserica Ortodoxă Română, de la Mitropolia Moldovei. Acolo este o bătălie cumplită cu Biserica Ortodoxă Rusă. Și nu e ușor pentru preoții ortodoxi români să susțină românismul într-o astfel de atmosferă. Au făcut pași mulți, față de cum era în 90, dar trebuie făcut mai mult. Și pentru asta, sprijinul guvernului român trebuie să existe. În ceea ce privește mass media, e o discrepanță formidabilă între capacitatea de propagandă rusă și posturile de limbă română. Nu numai adevărul a trecut Prutul, l-a trecut și ProTV-ul în felul lui, l-a trecut și evenimentul zilei într-o perioadă. Deci au fost posturi private care și-au sacrificat banii, resursele, ca să apară Republica Moldova. Oameni din presă au luat astfel de decizii, fără niciun sprijin de la guvern. El trebuie făcut și la nivel guvernamental mult mai solid. Dar n-aș spune toate ce le-am adunat în perioada în care m-am ocupat de Republica Moldova. Cred însă că trebuie făcut un plan și eu o fac fără reținere. Îi mulțumesc premierului Ludovic Orban că a avut tăria să înființeze acest departament pentru care de la anumite ministere a primit aviz negativ. Deci, ca să o spunem foarte clar, a primit aviz negativ să înființeze departamentul și a asumat să-l înființeze ei prim-ministru. Foarte bine. Trebuia spus acest lucru și asta arată și ce discrepanțe de abordare sunt chiar în Guvernul României. Sigur, argumentul era să nu supărăm. Noi tot timpul să supărăm dacă vorbim de unire, dar e timpul să vorbim foarte serios. Teoria asta cu să nu supărăm ne-a făcut să rămânem ultimii din punct de vedere al reîntregirii țării și timpul să punem capăt acestei nepăsări față de națiunea română. Asta am vrut să vă transmit și să vă spun că și la Bruxelles, împreună cu Eugen, vom continua să vizăm interesul nu numai al României, dar și interesele Republicii Moldova. Vă pot spune că se pot face destul de multe și acolo unul din obiectivele majore, fiind ca la următorul interval de planificare financiară, 2021-2027, să poată fi dați bani direct antreprenorilor și nu prin guvern, exact pentru a încerca să creștem acea bunăstare de care au nevoie oamenii pentru a putea vedea unirea ca o soluție pentru viitorul lor. Povestea cu vom deveni membri ai Uniunii Europene este, cel puțin în momentul de față, o iluzie, prioritățile Uniunii Europene fiind unificarea fiind integrarea Balcanilor de Vest, proces care va dura circa 20 de ani. Republica Moldova nu poate aștepta 20 de ani și ea poate fi membra Uniunii Europene, prin unire poate fi în mod natural membra a Uniunii Europene. Vă mulțumesc mult!